Supraexploatarea resurselor naturale. Resurse educaționale pentru clasa a 8-a. Defrișările masive au dus la o reducere drastică a suprafețelor împădurite de pe planetă, contribuind în acest fel la degradarea solurilor, apariția inundațiilor, alunecări frecvente de teren sau creșterea aridității climatului. Tăierile masive de păduri au dus, la nivel planetar, la o reducere a suprafeței împădurite cu aproape o treime în ultima sută de ani. Chiar dacă se fac reîmpăduriri în diferite suprafețe ale globului, aceste păduri nu prezintă o diversitate pe vârste, o diversitate din punct de vedere al speciilor și al categoriilor ecologice, lipsind o multitudine de relații interspecifice și o stabilitate ecologică care a fost asigurată în sute de ani. Pe viitor, nevoia de lemn va spori la nivel mondial, iar pădurile riscă să dispară cu totul până la sfârșitul secolului. Vânatul irațional a afectat fauna pădurilor, reducându-se, spre exemplu, foarte mult numărul mistreților și al cerbilor. Supraexploatarea faunei. Prin producerea unor dezechilibre în ecosisteme, prin vânătoare, pescuit, combaterea unor paraziți și a unor dăunători, se pot declanșa dispariții ale unor specii de animale, cu precădere ale speciilor de păsări și mamifere. În felul acesta au dispărut sau sunt pe cale să dispară antilopa americană, rinocerul asiatic, rinocerul alb, zebra quagga, capra neagră, vulturul pleșuv negru și multe alte specii de viețuitoare. Prin supraexploatarea resurselor oceanice, cum ar fi pescuit intensiv sau abuziv, au dus la dispariția unor specii de foci, otarii sau specii de balene, dar și la diminuarea cantităților de pește sau la regresia taliei peștilor capturați. Vă propun ca activitate practică să realizați o prezentare multimedia despre un animal aflat pe cale de dispariție sau deja dispărut. Prezentați lucrarea în fața colegilor. Mult succes!